Haideți, domnul Marian, urcați pe scaunul să vă amintiți de vremurile. De vremurile grădiniță. De haiducie? Ia să vedem, am pus bine. Opa! Ești slăbuț. Acestea am reușit. Spuse, uite, până încep tu plimbarea la calul Băi, Bălan. Băi, nu e prima la calul dată. Bălan, hai, du la cu calul Ive. Bălan, la calul Bălan și șaua-i verde. Adio, dragă Nelu. Eu plec, se face seara. Păi, auzi, nu-i pornești motorul? Doamnă, spuneți-mi, vă rog, câți cai putere are? Hail Silver, the Lone Ranger. Și eu mă țin după tine, îți dai seama? Vezi să nu calcină... Tu ești la interviu și eu mă țin după tine. N-am ce privilegiat sunt, să privești una de sus mă, și... Da, mă, și fii atent, o doamnă mai vas, o doamnă mai în spate. Hai, cum mă simt protejat. Fie soare, ori furtună, fie noapte, fie ză, între două note plouă, dar nici bine nu-ți-o fi. Tu așa, în palmaresul tău de... alegeri, decizii, ce gen de iepe ți-au plăcut, Mariana? De iepe? Da. Mă, iepele sunt bune și... Culoare, rasă? Mă, întotdeauna am preferat rasele alea pur sânge. Ție-ți plac greunțele și mie mândruțele. Și mă! Deci n-ai pretenții prea mari. Nu, dar și brunete și blonde și știi cum e, că... După culoarea părului te-ai Nu, în sensul că nu am avut o preferință anume. Știi cum e, totul spune cum e vorba aia, că chimia. Potoare să ocup și eu un loc modest în spațiul care are fericirea să vă găzduiască în aceste clipe? Păi de-aia cred că ai nimerit la Luna. Da, Luna. Îți spun sincer, Luna. Că puteai să nimerești la un armăsar, ia câtă. Nu, te rog. Asta dar cine a inventat calul? Cine a inventat calul? Da. Asta este o... Sau iapa, na, tochi, dacă nu-ți convine prima întrebare. Cine a inventat iapa, mama, da. Asta e de-aia, cu întrebare fără... Nu știu. Dar tu te-ai născut cu sindromul iubirii față de apă? Față de apă? Iapă! A, iapă! Cu vocală înainte, bine, nu. Și eu e vocală. Mă, da. Da, să știi, întotdeauna mi-au plăcut iepele. Și n-am ținut cont de vârstă, adică n-am ținut morțiși să fie, nu știu, iepe tinerele sau iepe mai... ideea era că să fie pe sufletul meu. Facem în felul următor. Bravo, opa, mi-am adus aminte, Luna. Doamnă, nu mai țin minte că... Da, nu mai țin minte, e ca... Vă mulțumim că ne-ați găzduit și pentru răbdare. Îi mulțumim și Lunei și vă dorim o zi frumoasă și poftă bună. Poftă mare, Luna! Bravo, Luna! Păi măi, Mariane, treaba asta în felul următor. Eu am concluzionat că după plimbarea asta ta cu calul, erau multe lucruri nedescoperite la Marian Haiducu. Cum ar fi, de exemplu, zodia te-a interesat? Pe Luna n-am întrebat-o ce zodie. Cred că este zodia lunii. Mă, asta cu zodia pentru mine este o... Nu contează foarte tare, pentru că depinde acum. Dacă vrei să ai o relație de călăreț iapă de lungă durată, probabil că te-ai gândi și la zodie. Dar având în vedere că întotdeauna călărești pasager, nu contează. Calm down, I'll get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you want another phone? Everything's going to be all right. Please. Sister, please, I'll handle this. I've got to get out of here. Initiating emergency core shutdown. Inertial damper is failing. We're losing attitude control. This is the bridge. All hands to emergency escape pods. Marian Haiducu s-a semnat... calul în curte l-a băgat. Da. Și acum Lavinia a plecat. Vino și tu. Băi, nu de alta, băi, nu mă lăsați aici. Da, se strică treaba. Tu mai rămâi acolo că am lucruri de discutat. Ai grijă să nu calci spate, te rog. Este Adina, o baltă. Cătălin, mă duc să dea omul ăsta apă la cal. Da. Mariane,